Fiecare an, vara, mama și tata își duceau fiul cu trenul la casa bunicii. Apoi se întorceau acasă cu același tren a doua zi. Băiatul, când a crescut, le-a spus părinților: "Sunt mai mare, ce spuneți dacă anul acesta încerc să merg singur la bunica?" După o scurtă discuție, părinții au fost de acord. Acolo stăteau pe peronul gării, făcând cu mâna, dând ultimele recomandări de la fereastră, în timp ce el continua să repete: "Da, știu, știu. Ați spus-o deja de 100 de ori." Trenul era pe cale să plece și tatăl a spus: "Fiule, dacă te simți brusc rău sau ți-e frică, asta este pentru tine." Și a pus ceva în buzunar fiului său. Băiatul era singur, așezat în vagon, fără părinți, pentru prima dată privind curios de la fereastră în jur. Necunoscuții l-au împins, au făcut zgomot, au intrat în compartiment, au ieșit. Apoi controlorul a făcut comentarii despre faptul că era singur. Cineva chiar l-a privit cu regret, altcineva l-a ironizat și dintr-o dată băiatul s-a simțit foarte incomod și trist, tot mai trist. Lăsând capul jos, s-a cufundat în colțul scaunului și au început să-i curgă lacrimi. În acel moment și-a amintit că tatăl său îi pusese ceva în buzunar. Cu o mână tremurând a bâșbuit și a găsit o hârtie pe care avea scris acest lucru: "Fiule, sunt în ultimul vagon. Am trecut din an în an cu încredințarea că Dumnezeu ne este alături. Aveam obiceiul ca la trecerea dintre ani să fim adunați la oaltă cu certitudinea că trecem în noul an cu El de mână. Și totul era așa de liniștitor și pășeam cu atâta încredere în anul următor. Acum, la trecerea în anul 2021, pare a fi diferit. Ne va lipsi părtășia de la miezul nopții, la trecerea dintre ani. Ba mai mult, suntem ispitiți să ne temem de ceea ce ne oferă viitorul. Cum va fi? Cât va mai bântui COVID-ul? Ce va fi cu noi, cu familiile noastre? Un lucru știm sigur: El este cu noi. Poate nu în ultimul vagon, dar undeva pe aproape, foarte aproape, veghind să nu ni se întâmple nimic rău." În fața anului 2021 rămâne scris pe pagina Scripturii cuvântul pe care ni l-a lăsat Tatăl nostru din ceruri. În Isaia 43: "Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine." Curaj! Treceți în anul nou cu îndrăzneală, deoarece El este cu noi. Ridicați-vă ochii de la lucrurile care vă amenință și priviți-L pe El care ne păzește și să nu ne temem. Și în anul 2021 e valabilă promisiunea prezenței Lui și ajutorul Său nu ne va lipsi. Rămâneți lângă Domnul și în necunoscutul an 2021 veți fi biruitori.